Vă găsim, dragi prieteni, la Iașul TV. S-a făcut joi și surprize, surprize, mâine vine luna octombrie. Am crezut că vrei să spui că vine Andreea Mari. A, nu, nu, mai fi venit și ea prin Iași, dar ideea este că e ultima joi din prima lună de toamnă, așa încât mâine e 1 octombrie și vreau să spun că m-am uitat, mâine este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Cărora le urăm la mulți ani, și sănătoși să și fie fericiți. Sănătoși, în primul rând, evident, și mai e ceva, mâine se numără bobocii. Da, așa da. E toamna. E mai ales la Universitatea de Arte, pentru că despre Universitatea de Arte George Enescu discutăm astăzi împreună cu doi invitați de seamă care au, și-au rupt din timpul lor prețios și au venit aici în platoul Iașul TV pentru a ne vorbi despre începutul de an universitar și despre un proiect extraordinar de interesant care va avea loc într-un parteneriat inedit. Despre ce este vorba nu vreau să spun eu, vor spune invitații noștri de astăzi. Este vorba despre asistent doctorand Andreea Darie, coordonatorul artistic al proiectului. Bună ziua și bun venit în platou! Bună ziua! Și despre profesor universitar dr. Octavian Jighirgiu, prorectorul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, care nu mai are nevoie de niciun fel de altă introducere, pentru că a mai fost pe la noi și toată lumea îl știe oricum. Bună ziua și bun revenit în platou! Bună ziua, bine v-am regăsit! Iată, în prag de nou an universitar, doar câteva ore ne mai despart de un nou început, atât pentru boboci, cât și pentru cei din anii mai mari, pentru că sunt sigură că emoțiile sunt deopotrivă. Da, sunt. N-au cum să nu fie, cu atât mai mult cu cât avem, iată, mâine o deschidere în forță, să zic așa, anului universitar. Va fi în aer liber, în Copou, pe terenul de sport de la Facultatea de Arte Vizuale și Design. O ediție interesantă, o deschidere interesantă de an universitar, în care atât acolo cât și în sala Caudela, la Balș, mai târziu, vor avea loc manifestări, evenimente, care să marcheze cu adevărat acest nou început, cum spuneți. Punctez foarte pe scurt ce presupune ziua de mâine pentru telespectatori. La ora 10 va avea loc această deschidere de an universitar, însoțită de niște momente artistice, un scurt recital al Facultății de Muzică. De asemenea, studenții secției de coreografie vor avea un moment inedit acolo, pregătit special pentru această deschidere. După aia, la ora 11, vom deschide a doua ediție a Pandemonului, Pandemonul fiind acea instalație interdisciplinară care a avut o primă ediție anul trecut. Este vorba despre pandemie din multiple perspective artistice. Invităm ieșenii, de mâine începând, la această instalație preț de 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică. Va fi o experiență imersivă, foarte interesantă, intrarea este liberă, se face programare și totul este în event pe unde trebuie să-ți faci rezervare pentru a veni acolo. Iar la ora 12 mâine va primi titlul de doctor honoris causa celebrul regizor Alexander Hauswater. Așa încât motive de bucurie și de sărbătoare pentru noi universitarii. Da. E o zi aglomerată. Da, m-am uitat la vreme. Ține 17 grade fără ploaie. Avem noroc. Și cu soare. Totul e programat și gândit și discutat. Promițător. Așa e. Întrebare scurtă pentru cei de acasă. Dacă vor să vină, deci, în weekend la această celebră, sau mă rog, celebră, interesantă. Inedită. Și inedită. Viitoare celebră. Viitoare celebră, da. Și tradițională. Așa. Costă ceva? Nu, este intrare liberă. E intrare liberă, rezervare pe un link care este atașat în event. Eventul este și va fi share-uit în continuare pe canalele media. Da. Și este 3 zile va avea loc evenimentul, vineri, sâmbătă și duminică. Da, e foarte important. Tot weekendul, ieșenii au la dispoziție o experiență pluridisciplinară sau multidisciplinară artistică. Se vor întâlni cu numai puțin de 15 specializări de la toate cele 3 facultăți. Vorbim de domenii artistice cu multiple direcții de studiu. Sculptură, pictură, artă grafică, fotografie, fotovideo. De la noi, de la Facultatea de Teatru, compoziție, regie, coreografie, actorie și așa mai departe. De la cei de la muzică, compoziție, jazz, sound design și așa mai departe. Din toate punctele de vedere, este o experiență care merită trăită. O oră durează circuitul și recomand ieșenilor să nu rateze această instalație. Bun.
Și să trecem la... Să trecem și la... Avem și altceva. Proiectul Nou Exist, care este la prima ediție și va debuta în doar câteva zile. Aici trebuie să o lăsăm pe doamna Darie să ne povestească, pentru că, așa am auzit, coordonatorul artistic le știe pe toate. Da, cel puțin deocamdată încearcă să le anticipeze, pentru că laboratorul este o cercetare doctorală. Și noi ne-am propus ca pentru două săptămâni, eu împreună cu actorii, cu un grafician, să intrăm în spațiul de la Teatrul din Stejar, să ne izolăm acolo, să dormim acolo, să mâncăm împreună și în cele două săptămâni să lucrăm la un performance care va avea loc pe data de 20 octombrie, în 5 reprezentații consecutive, tocmai pentru a putea observa care sunt modificările pe care oamenii le suferă dacă au această experiență de joc consecutiv, din care nu se pot opri. Acest proiect ar fi o cercetare doctorală din punctul meu de vedere, pentru că eu și împreună cu colegii mei am pornit de la premisa care ar fi modificările pe care actorul le suferă dacă ar avea acest tip de program. Dacă nu ar mai avea contact cu lumea socială, cu social media, cu problemele de acasă, cu, nu știu, prieteni, familie și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere suntem foarte curioși să vedem ce se va întâmpla. Modelul pe care l-am luat, sau mult spus, dar din care ne-am inspirat, a fost al laboratoarelor lui Jerzy Grotowski, în care oamenii, actorii lui, tot la fel, stăteau izolați, bine, pentru o perioadă foarte lungă. Și abia așteptăm să vedem cum va... ieși. E foarte important de punctat faptul că acest proiect este finanțat de Primăria Municipiului Iași. O finanțare și un parteneriat care ne onorează cu această instituție și el este realizat în parteneriat public-privat, însemnând că Universitatea de Arte are de asemenea acolo reprezentanți în acest proiect. Teatrul din Stejar și freelancerii adunați pentru acest proiect sunt de asemenea părți importante pe care noi le conjugăm într-un întreg acum. Practic punem în dialog artistic instituții ieșene, zic eu, importante, etalon. Da. Bun, și să înțelegem așa, că acolo două săptămâni nimeni nu... Nimeni nu iese, nimeni nu intră. Nimeni nu iese, nimeni nu intră, odată. Nimeni nu are telefon? Nimeni nu are telefon, da. Va fi un singur telefon pe care îl voi avea cu o cartelă separată, nouă, cu care voi putea, va trebui să comunic cu ceilalți colaboratori de scenografie, de video, de așa, și ceilalți. Încă un aspect important de care am uitat este faptul că acest laborator va fi supravegheat video în permanență, adică vor fi instalate 8 camere de supraveghere în spațiu, care vor funcționa permanent și în fiecare seară, adică în ziua următoare, seara, se va difuza un material de 2 minute jumătate, 3, în care va fi un soi de teaser cu ceea ce s-a întâmplat în ziua precedentă. Deci și... un fel de Big Brother, practic. Un fel de Big Brother. Și la finalul celor două săptămâni, Andrei Cozla cu Mihai Mina vor face un documentar de aproximativ 30 de minute, care va fi prezentat într-o instalație media la Galeriile Victoria. Ce interesant proiect. Da. Păi știi care e partea? În primul rând, cred că o să vă citați între voi. Mă gândesc că știi că stai cu cineva, n-ai cum. Mizăm pe asta, Andrei. Pentru audiență. Dar mă gândesc, pentru actori e bine. De ce? Nu mai plătești lumină. Mai ales că s-a acasă, acasă, întreține lumina. Întreținerea, mă rog, va fi mai mică, așa, căldură, nu, lumină, domne, e idealul ăsta. Da, econom. Deci, practic, asta. Da, mâncarea cum va veni? Că mă gândesc că va veni serviciu catering. Da. Da, serviciu catering. Ia, uite ce frumos e pentru actori, măi. Cred că o să fie... E o inițiativă inedită. Nu a existat o astfel de inițiativă după cunoștințele noastre în România. Adică e prima dată când încercăm să construim un astfel de laborator închis 100%, din care să rezulte un produs cultural, un produs artistic.
care să plece tocmai de la ce se va întâmpla, de la realitatea aceea umană în care ne certăm, ne iubim, în sfârșit toate tensiunile alea vor fi convertite artistic. Asta este ideea. Dar e și greu în același timp. Acum am glumit, am râs, dar e o experiență, cred că, interesantă, pe de o parte, pentru cei care vor fi acolo, mă refer, pentru cei din afară, dar cred că va fi și destul de tensionată. Adică și tensionat. Se vor întinde, probabil, nerăbdarea de a ieși. Nu cred că e important să precizez foarte pe scurt programul. La ce îi vei supune pe actori în fiecare zi? Da, am realizat împreună cu domnul profesor un program în care actorii se vor trezi, de fapt cu toți ne vom trezi în jur de ora 6:30, vom avea o oră și ceva de yoga, apoi o oră de meditație, apoi mic dejun și alte aspecte personale, după aia începe repetiția, mâncare, somn, trezit, mișcare, din nou repetiție, somn. Deci antrenament permanent și ore fixe, un program de ăsta în care, practic, intrăm într-un soi de cantonament sportiv sau militaresc. Militaresc, că la sportiv tot mai ai un telefon, o tabletă, ceva. Unul la mână și doi la mână mai ieși, măcar o dată la mol, în toată perioada cantonamentului. Două săptămâni. Și două săptămâni e mult, totuși, adică e... Da, au voie prin curte pe acolo, nu? Nu există neapărat o curte, dar există o ușă care dă spre afară. O mică terasă. O mică terasă și acolo vor avea voie în pauzele scurte pe care le vor avea. Mai avem doar 3 minuțele și cred că întrebările sunt multe, dar eu nu vreau să adresez prea multe întrebări ca să nu răpesc după aia din surpriza proiectului. Ce se întâmplă, totuși trebuie să întreb, dacă cineva cedează, că nu vreau să pun rău în față, dar s-ar putea. Da, e foarte bună întrebarea. Pe lângă faptul că meditațiile se vor axa pe eliberarea anxietății și a blocajelor emoționale care vor interveni, fără doar și poate, pe parcursul celor două săptămâni, avem angajat în proiect un specialist și teatral, dar și psiholog, să zic așa, care în caz de nevoie va vorbi cu cine are nevoie în momentul respectiv de consiliere. Videocall, evident. Da, videocall. Deci pe principiu nu glumim, dar nu părăsim incinta. Nu părăsim incinta. Da. Și spectacolul va fi realizat după textul lui Sartre, cu ușile închise. Apropo de lockdown. Și apropo de cantonament. Ce coincidență. Da. Da, uite, dacă ferească, dar nu cred că se mai ferească, Dumnezeu, intrăm iarăși într-o carantină. Dar ferească, voi sunteți pregătiți, știi cum? Da, ei vor fi, adică cu toții ne vom testa înainte să intrăm în laborator. Da, apropo de asta, vaccinați sau nevaccinați acolo înăuntru? Majoritatea sunt vaccinați, dar oricum facem și un test ca să fim siguri că după aia oricum nu intră nimeni să ne contamineze. Eu sper să veniți și la noi și după cele două săptămâni. Vom veni. Iași TV Live este partener în acest proiect, partener media, vom veni. Puteți acolo, îți tragem cu o uite pe gaura cheii. Da, nu de alta, dar să nu ne tragă curentul prin gaura cheii. Stăm cu minți acasă. Stăm cu minți și urmărim cele două minute și ceva, nu? În fiecare seară postate pe o platformă care va fi anunțată din timp. Și spectacolul când va avea loc? Pe 20 octombrie. Acum eu am programat că de la ora 4 până la ora 21 va fi, că sunt 5 reprezentații consecutive și cred că așa va rămâne, dar oricum. Dacă apar modificări, le anunțăm din timp. Tot acolo la teatru. Tot acolo, da. Deci nu părăsiți nici pentru data de 20 incinta. Ce putem să vă spunem? Multă, multă baftă. Să dea bunul Dumnezeu să vă iasă proiectul exact așa cum vreți, să nu aveți nevoie de psihologul ăla, să stea pe tușă, să șomeze. Și cu siguranță va fi un proiect de care multă lume va vorbi, nu doar aici la Iași, ci garantat și pe plan național și dacă nu și internațional, poate. Ne credem asta. Și sper, așa cum spuneam, să vă iasă exact așa cum doriți. Mulțumim. Doamne ajută. Și bineînțeles și anul nou universitar să nu mai fie cu online, să nu mai fie doar fizic. Cu... Avem formulă hibridă și anul acesta. Ce să facem? Pornim la drum ca și în anul precedent. Dar poate că odată cu relaxarea, să zic așa, condițiilor, vom trece 100% în formula on-site, deci la fața locului. Doamne ajută. Așa Doamne să ajută. Fie.
Vă mulțumim tare, tare mult, iar noi, dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză de publicitate și vorbim pe partea a doua ediției de astăzi despre un alt eveniment. Nu știu dacă îl bate pe acesta, că e dificil să bați un astfel de eveniment, dar îl egalează.